Bună, sunt Cristina Zavarski și bine v-am regăsit! Mă bucur atât de mult să vă revăd pe canalul meu de YouTube. Dacă tot am început această temă cu părul lung și sănătos, astăzi vreau să vă arăt cum puteți să aveți un păr extrem de voluminos, extrem de lung, în doar 2 minute. Ideea este că înainte de Crăciun am primit niște extensii de păr. Le-am testat timp de aproximativ o lună, le-am purtat și la Revelion și la alte evenimente, am făcut și niște cofuri cu aceste extensii la salonul Rebecca. Cred că ați văzut pozele cu aceste extensii și pe Instagram-ul meu și după ce le-am testat bine, astăzi vreau să vă spun părerea mea despre ele. Pot să vă spun că a fost pentru prima dată când am încercat extensiile de păr. Până acum nu le-am purtat, nu credeam că am nevoie de ele. Însă ce pot să vă zic, într-adevăr extensiile de păr schimbă foarte frumos înfățișarea, mai ales dacă găsiți extensiile de păr de calitate. Extensiile pe care eu le-am primit au venit într-o cutie foarte frumoasă și cochetă. Uitați-vă ce bine arată. Iar înăuntru am găsit această pungă roșie. Uitați-vă, aici sunt și extensiile. Și acum să scot să le vedeți și voi. Vreau să vă spun că eu am primit extensiile cele mai lungi și cu cea mai mare greutate. Și culoarea pe care am ales-o este șaten închis. Uitați-vă, este exact culoarea părului meu. Așadar, în pungă am găsit aceste extensii cu 4 clipsuri, mai sunt aici cu 2, cu 3, iarăși cu 2 și mai sunt niște extensii din astea, câte una. Apropo, pentru cei dintre voi care în viitorul apropiat doriți să folosiți extensiile de păr, eu vă sfătuiesc să folosiți acestea clip-on, care au aceste chestii, fiindcă sunt cele mai comode și cel mai ușor de folosit. Mai sunt și alte extensii care trebuie, de exemplu, cusute în părul vostru. Acele nu vi le recomand, fiindcă cam strică părul. Deci, dacă doriți extensii de păr, folosiți aceste clip-on. Și acum, haideți să vă arăt cum se folosesc extensiile de păr. Prima dată trebuie să prindem partea de sus a părului. Prima dată o să folosesc această mare cu 4 clipsuri, însă înainte de asta, locurile unde vreau să agăț aceste clipsuri trebuie tăpate. Deci, tăpăm un pic părul la rădăcină. Așa, cu părul tăpat, clipsurile se vor ține mult mai bine. Așadar, deschidem. Uitați-vă ce păr lung deja am. Acum folosesc aceste cu 2 clipsuri. Acum, ca părul meu să fie și mai voluminos, vreau să-l ondulez un pic. Acesta este rezultatul final. Uitați-vă cât de lung este părul meu. Ideea este că n-am folosit toate extensiile pe care le-am primit. Dacă le foloseam pe toate, eram ca o leoaică. Pot să vă zic că mie îmi plac extrem de mult aceste extensii. Sunt moi, sunt extrem de ușoare, nici nu le simt în părul meu. Într-adevăr, nu o să le port în fiecare zi, o să le port doar la evenimente când vreau să-mi schimb un pic look-ul. Toate informațiile de unde puteți cumpăra și voi aceste extensii o să vă las în descriere sub video. Acolo o să vă scriu și nuanța pe care am ales-o eu. Cam acesta a fost video-ul meu de astăzi. Sper de suflet că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like. Iar dacă încă nu sunteți abonați la canalul meu de YouTube, nu uitați să dați subscribe. Vă pup și vă îmbrățișez. Pa, pa! I can finally see now.
city fear inside your eyes.